Cuvânt se oferă președintelui Parlamentului, domnul Igor Grosu. The floor is given to Mr. President of the Parliament, Igor Grosu. Stimate domnule David Price, stimați oaspeți, stimați reprezentanți ai mass media, trăim un moment istoric foarte important pentru parlamentele noastre. Dear Mr. Price, dear guests, dear media representatives, we are living a historical moment for our countries. Astăzi noi am semnat acord privind colaborarea în cadrul Parteneriatului pentru Democrație a Camerei Reprezentanților. Today we have signed a cooperation agreement with the House Democracy Partnership. Este un acord prin care are loc instituționalizarea relațiilor Parlamentului Republicii Moldova cu Camera Reprezentanților. Through this agreement we are institutionalizing the relationships between the Moldovan Parliament and the House of Representatives of the United States. Acele interacțiuni, aceea cooperare care a fost până acum una foarte bună, capătă o nouă valență instituțională. The very good cooperation we have had so far is acquiring now a new value, a new institutional value. Lucru similar se va întâmpla și la nivelul funcționarilor parlamentelor noastre pentru o mai bună înțelegere a proceselor și implementarea noilor tehnologii în activitatea legislativă. Similar things will be established, will happen among the officials of our legislators for a better implementation of new technologies and for deepening our cooperation. Și în ultimul rând, asta ne va oferi o posibilitate excelentă pentru parlamentarii din ambele legislative să înțelegem mai bine procesele, să înțelegem mai bine tendințele și să venim cu soluții pentru a soluționa problemele cu care se confruntă cetățenii noștri. And last but not least, this agreement will offer us a better opportunity to better understand the processes, to better understand the trends, and to come up with better solutions to the challenges we are facing. În ultimul rând, vreau să mulțumesc colegilor noștri din grupul parlamentar de prietenie pentru tot suportul pe care am beneficiat de-a lungul timpului și atunci când a trebuit să facem față pandemiei și atunci când a trebuit să facem față valului de refugiați, dar și atunci când ne-am mobilizat să obținem statutul de țară candidat la Uniunea Europeană. At last but not least, I would like to thank our colleague, members of the Moldova Friendship Committee for all the support provided to our country when we faced the problems related to COVID-19 pandemic, challenges related to the Ukrainian refugee inflow, also when we got the status of candidate country for EU accession. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. It is a pleasure to be back in Moldova and particularly to visit you at this challenging time and to conclude this historic agreement. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte onorat și este o plăcere să fiu în vizită în Republica Moldova în aceste timpuri când ne confruntăm cu multe provocări. Și a fost o plăcere să semnez acest acord. Moldova has long held the admiration of the American people and the American Congress, and I say that as the chairman of the Moldova Caucus in the House of Representatives, co-chairman, and as also a representative from North Carolina that has a sister state relationship with Moldova that has been unusually robust and fruitful. Și eu spun aceste lucruri în calitate de membru al grupului de parlamentar de prietenie cu Republica Moldova, dar și în, ca reprezentant al statului Carolina de Nord, care are o relație excepțional de robustă, de vigoroasă cu Republica Moldova. Deci vă mulțumesc în numele poporului american și în numele Congresului Statelor Unite. That admiration has only been heightened in recent months with Moldova's forthright stance
in international fora against the Russian invasion of Ukraine and the unprecedented willingness to offer hospitality and shelter to thousands of refugees. Vă admirăm și admirația noastră a crescut, a sporit în ultimul timp când am văzut poziția fermă pe care a adoptat-o Republica Moldova în forurile internaționale cu privire la invazia Federației Ruse asupra Ucrainei și de asemenea vă admirăm în legătură cu ospitalitatea nemaipomenită de care ați dat dovadă când ați oferit adăpost refugiaților ucrainei. And to that, of course, are added the ongoing challenges of political reform, fighting corruption, making government more responsive and more effective, staying on that path to EU accession. All of this makes Moldova stand out as an example of resilience and the sharing of the democratic values that we hold dear. And for our parliaments now to solidify what's been happening really for a long time, but now we make official this cooperation, I believe will strengthen both countries and make us even more effective in our friendship and partnership. La aceasta trebuie să adăugăm și lupta și eforturile pe care le face Republica Moldova în combaterea corupției, în dezvoltarea unui sistem de guvernare eficient. Deci toate aceste eforturi disting Republica Moldova față de alte țări și acordul pe care noi astăzi l-am semnat vine doar să consolideze relații de prietenie pe care le avem și să aprofundeze relația de cooperare pe care o menținem. Thank you so much. It's an honor to be your partner. Vă mulțumesc mult. Este o onoare să fiu partenerul dumneavoastră. În continuare, vom prelua două întrebări din partea jurnaliștilor. Further, we will take two questions from journalists. Bună ziua, Svetlana Gore, TVR Moldova. Am o întrebare către domnul congresman David Price. Să ne spuneți cum vor fi impulsionate relațiile de cooperare, inclusiv în domeniul justiției și combaterii corupției, dar și recuperarea bunurilor infracționale, pentru că știm că o serie de persoane și-au găsit refugiu temporar în Statele Unite ale Americii. Mulțumesc! My name is Svetlana Gore from TVR Romania, TV channel. I would like to ask Congressman Price a question. Mr. Price, in your opinion, how will the signing of this cooperation agreement incentivize the cooperation relationships between our countries, particularly in the field of fighting corruption, and also in respect of recovering property acquired in criminal ways, because everybody knows that there are certain criminals from Moldova that they escaped Moldovan justice by hiding in the United States. This agreement will not solve all the problems and all the issues that either of our countries face. We are realistic about that. On the other hand, democracies need solid, effective institutions. It is not enough just to have free and fair elections. Acest acord, bineînțeles, nu va soluționa toate problemele. Noi suntem conștienți de acest lucru și suntem realiști. Dar aici este important să consolidăm instituțiile democratice. This work of building democratic institutions in areas that were formerly under control of communist regimes. This work began when I was first in the Congress in the early 90s. Această activitate sau muncă de consolidare a instituțiilor democratice a început în relațiile cu țările foste comuniste, a început încă în anii 90 când am devenit pentru prima dată membru al Congresului.
So Moldova is in good company of countries that have taken on this challenge of forming democratic institutions and becoming essentially modern European parliaments. The work started in Poland, the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania. It moved to Ukraine, Georgia, Armenia, and goes on. It is never totally achieved, of course. We always have challenges. But whatever challenges we're facing, and I understand the challenge of corruption and of misbehavior in high office, we certainly have our share of that as well. Those challenges can only be addressed, I believe, through effective, responsive institutions. And that's, of course, what we're not just celebrating here today, but we're indicating our determination to continue working to make those institutions more effective. Bineînțeles, Moldova se află acum într-o bună companie cu alte țări cu care cooperăm noi. Deci la început a fost Polonia, apoi urmată Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, mai târziu Ucraina, Armenia și Georgia. Sunt niște state care își doresc să-și dezvolte niște instituții democratice după un model european. Și acest proces și lucru continuă până în prezent. Această luptă niciodată nu va putea fi câștigată și eu înțeleg preocuparea dumneavoastră legată de lupta cu corupția și acționarea în justiție a unor persoane care au comis infracțiuni, dar acesta este scopul nostru și pentru el trebuie să depunem toate eforturile, să dezvoltăm instituții democratice care să funcționeze bine și să asigure reziliența. Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. Am o întrebare pentru ambii oficiali, atât pentru domnul Grosu, cât și pentru domnul Price. Dacă puteți să ne spuneți, la modul practic, ce beneficii va aduce acest acord? Dacă ne puteți aduce câteva exemple ca să înțeleagă și cetățenii ce înseamnă de fapt asta. Mulțumesc. I would like to address a question to both Mr. Price and Mr. Grosu. Could you please tell us, in practical terms, what benefits will this agreement bring to us, so that citizens understand? Deci, la modul practic, o interacțiune permanentă dintre deputați, la nivel de comisii, nu doar la nivel de grupul de prietenie, deci să avem o relație permanentă. La nivel de secretariat, o interacțiune, iarăși, instituționalizată, participări la instruiri acolo, schimb de delegații, prezență aici în Republica Moldova, implementarea tehnologiilor noi informaționale în tot ce înseamnă procesul legislativ, tehnică legislativă. Iată două exemple pe două paliere. Palierul deputaților și palierul funcționarilor din instituții care asigură mentenanța toate proceselor legislative în instituțiile noastre. In technical terms, this agreement will ensure a better interaction between members of our legislators and staff, and not only as members of the friendship groups or friendship caucuses, but also interaction between MPs and staffers, and also an interaction at the level of the secretariat. And the second thing, another benefit that this cooperation agreement will bring is implementation of new solutions, new technologies, IT solutions, also participation in trainings, and mutual visits. So this would be the benefits in the two fields. Cel mai important, cred că este posibilitatea de a beneficia reciproc
prin a explica politicile, procesele, provocările care au loc într-o țară sau în alta. Colega noastră foarte bine a adus un exemplu de felul ăsta. Combaterea corupției și subiectul celor care s-au făcut vinoveți de marile furturi, e nevoie uneori, deseori, să fie explicate în detaliu, la nivel politic, inclusiv parlamentar, provocări care țin de, hai să vă zic, de securitatea cibernetică, da, care ne afectează în egală măsură pe toți. Lucruri care ulterior se precipită în niște decizii la nivel de executive care ajută instituțiile noastre prin suport tehnic, prin mai bună echipare și pregătire de a face față acestor provocări, să folosim un termen mai diplomatic. Another benefit would be this cooperation agreement will help us to explain to people the processes and the procedures that are taking place in both countries. And also your colleague has mentioned a very good example, the one related to fight against corruption. And also bringing to justice the people who are guilty of the big fraud or the big theft that was committed in our country. So this agreement will help us to explain this to people, and also to explain other procedures. To put them in discussion at the institutional level within our legislators, and then this should all these debates should be turned into decisions at the executive level, and also this agreement will bring benefits in terms of a better cybersecurity, for example. Speaker's given a very good explanation of what we aim to achieve. The what's different about the exchanges among colleagues that the House Democracy Partnership encourages is that we do focus specifically on the performance of our institutions. Domnul președinte a dat foarte bune exemple de beneficii pe care le aduce acordul de cooperare. Aș vrea să mai adaug că aspectul pe care noi ne concentrăm în cadrul Parteneriatului pentru Democrație este performanța instituțiilor noastre. We aim to become more professional in our staffing, the kind of support services we develop, and we aim to share best practices. And that can vary according to the national situation. In some areas it's been budgeting. Or apropos of the question of corruption, how do we best conduct investigations or have public hearings or develop communications operations? In other areas, it's been in the ethics codes. You know, the situation is not the same in every country, but as we work with our partner institutions, we figure out what we have, what we can share, and what is going to be most productive to work on together. La fel aș vrea să adaug că deci un lucru de care ne preocupăm noi sunt schimburile de experiențe și bunele practici. În diferite domenii, poate fi lupta împotriva corupției sau elaborarea codurilor de etică. Deci, în cadrul acestor interacțiuni, noi vom avea posibilitatea să vedem ce lucruri avem noi care putem să le împărtășim cu colegii noștri și colegii, cred că, la fel. Și acesta este un lucru important. And I'll just stress in closing that what I said earlier, the
We've worked for a long time with the Moldovan parliament. We know the our colleagues well and the situation well. And this is simply a formalization of a relationship that we value and that we look forward to carrying forward. Da, și după cum am menționat, noi cooperăm de mult timp cu Parlamentul Republicii Moldova. Astăzi a avut loc doar o oficializare a acestei relații. Thank you. Mulțumim frumos.